Mai sunt adăugiri, sunteți de acord cu... Da. Supunem la vot. Ce adăugiri aveți? Nu știu, sunt de acord. O! Vreau să spun prima întrebare. Da, vă mulțumim. În conformitate cu prevederile articolului 134 alineatul 1 litera A din nou gen numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ prin dispoziția numărul 314 din 19-11-2021 a primarului Comunei Bereștea Slău, județul Bacău, sunteți convocați a lua parte la ședința ordinară a Consiliului Local Bereștea Slău. Ce are loc astăzi, 25-11-2021, la sediul primăriei, cu următoarea ordine de zi. Pe ordinea de zi avem incluse 10 puncte. Voi da citire la primul punct. La punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției modernizare drumul comunal 192, sat Boșuteni, Comuna Bereștea Slău, județul Bacău. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea branșamentelor individuale de racordare la sistemul de alimentare cu apă în localitatea Turluianu, Comuna Bereștea Slău, județul Bacău. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste pe luna octombrie 2021. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare în anul școlar 2021-2022 pentru elevii din Școala Gimnazială Bereștea Slău. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiu întregii comunități. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică deschisă pe durata a 10 ani a unui spațiu cu suprafață de 58,85 metri pătrați, liber de sarcini economice și juridice, parte din domeniul public al Comunei Bereștea Slău, în vederea amenajării unui cabinet stomatologic. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale pentru ședința adunării generale acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA din data de 6-12-2021. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile și mobile, proprietate publică și privată a Comunei Bereștea Slău către Școala Gimnazială Bereștea Slău. Punctul numărul 10, probleme diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Mai sunt alte adăugiri. Mulțumim. Voi da citire la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției modernizarea drumului comunal 192 din satul Boșuteni, Comuna Bereștea Slău, județul Bacău. Prezintă domnul viceprimar. Da, mulțumesc, domnul președinte. Să vă citire mai întâi referatul la proiectul de hotărâre. Subsemnatul Hrenu Vizcristian, viceprimar în cadrul primăriei Bereștea Slău, vă rog, prin prezenta și vă fac cunoscute următoare. În cadrul proiectului modernizare drumuri de interes local în satele Boșoteni și Turluianu, Comuna Bereștea Slău, județul Bacău, în localitatea Boșoteni, Comuna Bereștea Slău, s-au modernizat 1975 metri, după cum urmează. Drum comunal 192, 1250 de metri. Drum sătesc 319, 425 de metri. Drum sătesc 389, 300 de metri. Ținând cont de solicitările verbale ale locuitorilor din satul Boșoteni privind modernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC-192 până la limita de comună, pentru asigurarea circulației rutiere în condiții normale, vă rog să aprobați investiția privind modernizarea drumului comunal 192
de la kilometru 1 la 250 până la limita de comună Sat-Boșoteni, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău, cu finanțare de la bugetul local. Acum să dau citire la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției în modernizare DC 192 Sat-Boșoteni, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău. Primarul comunei Bereștea-Zlău, județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate numărul 6346 din 19-11 am întocmit de compartimentul financiar contabil privind înscrierea lucrărilor în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției și asumere de inițiere sau reparare pe toată durata de funcționare a acestui. 2. Referatul de aprobare al primarului numărul 6345 din 19-11-2021. Prevederea articolului 20, alineatul 1, litera A și I, și articolul 41-46 din legea 273-2006, legea finanțelor publice locale, cu modificări și completări ulterioare. Dispoziția articolului 71 din ordonanța de urgență numărul 114-2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni. Legea 227-2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța de urgență 15-2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractului de achiziție publică de lucrări prin ajustarea prețului raportat la creșterea prețului materialelor de construcție. Legea numărul 15-2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. În temeiul articolului 129, aliniat 4, litera A, articolul 196, aliniat 1, litera A, articolul 197, aliniat 1, din ordonanță de urgență 57-2019, privind codul administrativ. Propune. Se aprobă investiția în modernizare DC 192 Sat-Boșoteni, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău, cu finanțare din bugetul local. Da, dacă mai aveți ceva de adăugat la cele prezentate de domnul viceprimar, dacă nu, supunem la vot, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Vom trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea branșamentelor individuale la racordare la sistemul de alimentare cu apă în localitatea Turluianu, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău. Prezintă tot domnul Vida. Să dau citire raportului compartimentul de specialitate privind aprobarea finanțării unui număr de 100 branșamente individuale de racordare la sistemul de alimentare cu apă în localitatea Turluianu, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău, cu finanțare din bugetul local la persoane fizice și juridice, în cadrul proiectului înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Bereștea-Zlău și Turluianu, conform contractului numărul 6056 din 9-11-2018. Sursa de finanțare, buget local. Subsemnatul Hrinoviș Cristian, având funcția de viceprimar la primăria Bereștea-Zlău, vă aduc la cunoștință următoare. În cadrul proiectului de înființare a sistemului de alimentare cu apă în localitățile Bereștea-Zlău și Turluianu a fost cuprins un număr de 111 echipamente achitate din proiect pentru branșarea persoanelor fizice și juridice. Impactul derulării proiectului asupra cetățenilor, cât și conștientizarea acestora pe avantaje, a dus la o cerere mai mare privind branșarea la rețea, motiv pentru care se justifică achiziționarea unui număr de 100 branșamente privind acordarea cetățenilor. Motivez faptul că necesitatea și urgentarea acestor branșamente s-a datorat apelului făcut către cetățeni pentru branșare, aceasta nemai fiind posibilă după asfaltare. Solicit inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unui număr de 100 branșamente individuale la acordare la sistemul de alimentare cu apă în locatarea Turluianu, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău, cu finanțare din bugetul local. Proiect de hotărâre privind aprobarea branșamente individuale la acordare la sistemul de alimentare cu apă în locatarea Turluianu, comuna Bereștea-Zlău, județul Bacău. Primarul comunei Bereștea-Zlău, județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate numărul 6346-19-11-2021, întocmit de compartimentul financiar contabil, privind înscrierea lucrării în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției și asumelor de întreținere sau reparare pe toată durata de funcționare acestea. Prevederile articolului 20, alineatul 1, litera și I, și articolul 41-46 din legea 273-2006, legea finanțelor publice locale, cu modificări și completările ulterioare.
Dispoziția articolului 71 din Ordonanța de Urgență 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeni. Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. Ordonanța de urgență 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractul de achiziție publică de lucrări prin ajustarea prețului raportat la creșterea prețului materialelor de construcție. Legea numărul 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021. În temeiul articolului 129, aliniat 4, litera, articolul 196, aliniat 1, litera, articolul 197, aliniat 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ. Propun. Se aprobă un număr de 100 branșamente individuale de raportare la sistemul de alimentare cu apă în locația Tolea, Mâna Bereștea, județul Bacău, cu finanțare din bugetul local. Mulțumim. Dacă mai aveți adăugiri, întrebări, discuții pe marginea materialului prezentat? Dacă nu, supunem la vot. Da, care este impactul bugetar? Urmează să se facă achiziția și formă cum vede. Nu puteam să facem achiziția fără să avem o hotărâre a Consiliului Local. Nu e bugetul 2021. Nu e bugetul 2021. Ce se întâmplă aici? Au fost cele 111 branșamente care erau prin proiect, care erau pentru lucrarea comună, dar având în vedere că într-un an acum s-a creat o situație specială, și anume că se derulau cele trei proiecte, rețea de apă, rețea de canalizare și asfaltul. Nu puteam să mai stăm pe loc până când fiecare cetățean putea să-și, pentru că ele nu erau prinse în proiect pentru toate branșamentele din rețea. Nu puteam să stăm pe loc până fiecare cetățean își putea face branșarea la rețea. Și atunci am gândit că e mult mai bine să plătim din bugetul, să subvenționăm practic din bugetul local, de fapt să plătim aceasta, pentru că este perfect legal branșarea după ultima, după legea care a apărut acum 2 ani de furnizarea branșărilor atât la rețelele electrice, gaz, apă, și care la timpul când am făcut noi, la momentul în care am făcut noi proiectul, nu erau permise, am gândit că e mult mai bine să dăm, să facem acum branșările la toți doritorii și la aproape toate locuințele, până la limita de proprietate. De acolo încolo, urmând ca cetățenii să-și ducă rețeaua unde vor în interiorul curții, ca să putem face asfaltarea, că altfel nu putem. Dacă vă dați seama ce ar fi însemnat, asfaltam și după o lună, două, începeam să tăiem. Noi am făcut și filmarea rețelei, ca să nu avem surprize, unde au mai fost de remedieri de făcut sau făcut. Și acum, când venim cu stratul cu asfaltic, să nu avem probleme. Pentru celelalte locuințe și pentru celelalte branșamente am depus deja toată documentația care e în momentul de față. Pe programul Anghel Salini de extinderea rețelei de apă și canalizare în, mă refer aici mai ales la Berești, dar și în Turluianu, cât pe Jugăstrici, cu toată lungimea, pe piciorul lung, la fel, tot toată strada. În Bereștea-Zlău, la fel, unde nu este introdusă, să putem să introducem înainte de a putea să obținem și finanțare pentru modernizarea drumurilor. Deci am depus documentația, așteptăm finanțare, cred că, adică eu cred că suntem cu mințile, nu numai noi, și ceilalți de sus, suntem cu mințile la noi și acolo unde e urgență, că asta ar fi o primă urgență, să se aprobe atât extinderea, cât și branșarea tuturor locuințelor.
acum se pot face din buget. Repet, la momentul în care noi am depus, am făcut proiectul pentru înființarea rețelelor de apă și de canalizare, nu era permisă și branșarea. Acum este permisă și pentru celelalte proiecte pe care le-am pregătit și urmează să fie depuse pe fonduri europene, respectiv pentru satele Prisaca, Boșoteni, Enăchești, Românești, Tescani, ele sunt pregătite, proiectele sunt făcute și sunt prevăzute și cu branșările individuale. Ceea ce mi se pare foarte logic și normal. Adică nu poți să impui omului că acum, într-o lună, tu trebuie să-ți pui apa și canalizare. La canalizare n-am avut ce face, că nu... La canalizare n-am avut niciun suport. Ar fi trebuit, la dat seama, să finanțăm și canalizarea pentru toate locuințele. Aici n-am avut niciun proiect, nici o branșare. Iar branșarea care a fost, branșamentele care erau prinse în proiect, erau pentru instituții, mă rog, sedii dintre astea alte care erau dispersate. Și făceam 2, 3, 5 la Bereș, pe ulița, nu știu care, erau împrăștiate și ceea ce nu cădea bine. Eu, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că am judecat bine și am reușit să asigurăm pe zona în care se și asfaltează, se modernizează drumul, să reușim și branșamentele și să, în momentul în care am pus și covorul asfaltic, să nu avem niciun fel de impediment și nici urmări mai plăcute, că vă dați seama. Da, cam asta e. Mulțumim, domnul primar. Dacă mai sunt întrebări, ne mai discutăm. Mulțumim, domnul primar, pentru rămurile plăcute. Dacă mai are cineva întrebări de pus, dacă nu, supunem la vot. Sunteți de acord? Vă mulțumesc. Vom trece la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice navetiste pe luna octombrie 2021. Prezintă doamna Codreanu. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru luna octombrie 2021, care fac naveta în comuna Bereștea-Zlău. Primarul comunei Bereștea-Zlău, județul Bacău, având în vedere prevederile articolului 105 alineatul 2, litera F, ale articolului 276 și ale articolului 304 alineatul 14 din legea numărul 1 din 2011, a Educației Naționale, prevederile articolului 4 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului și Sportului, numărul 3753 din 2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în Sistemul Național de Învățământ, prevederile articolului 1 din Instrucțiunea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, numărul 2 din 2011, privind decontarea navetei cadrelor didactice, hotărârea numărul 72 din 2021 a Consiliului de Administrație a Unității de Învățământ Școala Gimnazială Bereștea-Zlău, raportul de specialitate numărul 6350 din 19-11-2021 și referatul de aprobare numărul 6349 din 19-11-2021 al primarului Comunei Bereștea-Zlău, în temeiul articolului 129, alineatul 4, litera A, articolul 139, alineatul 3, litera A, din OUG numărul 57 din 2019, propun articolul 1, se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care fac naveta în comuna Bereștea-Zlău, cheltuieli de deplasare aferente pentru luna octombrie 2021, Școala Gimnazială Bereștea-Zlău, în cuantum de 6271 lei, conform tabelului anexă la hotărârea numărul 72 din 21 a Consiliului din 2021 a Consiliului de Administrație. Mulțumim. Dacă sunt discuții, întrebări pe marginea materialului prezentat de doamna Codreanu. Da? Da, eu aici vin cu o propunere. Având în vedere că în comună sunt cadre didactice care locuiesc în comună, dar fac naveta între satul de care locuiesc și locul de muncă, mă gândesc că nu le putem considera cadre didactice navetiste în momentul în care ele lucrează și locuiesc în aceeași comună și pe viitor cred că ar fi bine să
nu mai acordăm acest, această depănătare a mandării. Da, e o propunere pe care și eu o susțin, de fapt am prezentat-o și în Consiliul de Administrație al Școlii. Și chestiunea este interpretabilă chiar din punct de vedere legal, pentru că, într-adevăr, localitate din DEX înseamnă sat, comună, oraș și așa mai departe. Dar, ținând cont de faptul că sunt localități, referindu-mă aici la comune, care nu plătesc deloc deplasarea și dacă și efortul bugetar aici se ridică destul de consistent, nu? Cât era 60 de milioane. Da, 60. Mi se pare logic, pentru că spuneam și la Consiliul de Administrație al Școlii, ar însemna că un profesor care face naveta de la aeroport, e profesor, și face naveta la liceu pedagogic, spre exemplu, face dublu distanție de la Prisaca la Verești. Sau dacă mai e la Prisaca și stă la graniță de Prisaca cu școală, nici n-ai timp să te dezmeticești și ajungi la școală. Deci e o propunere bună pe care o susțin și pe care, într-adevăr, trebuie să o gândim bine, mai ales că și în legea învățământului e un paragrafel foarte micuț, adică paragrafel de e o chestie destul de subtilă care spune, se vorbește de UAT, deci de Unitatea Administrativ-Teritorială, care înseamnă tot altceva. Iar acum, mai ales că avem o singură școală cu personalitate juridică, toate celelalte sunt structuri din cadrul UAT Berești-Azlău. Nu scrie UAT Prisaca sau un moment dat, Prisaca cu același exemplu, nu contează. Deci e bine de gândit, pentru că iarăși, spuneam tot la Consiliul de Administrație, înseamnă că un profesor care are două ore la Enăchești, mai are două la Turluianu și mai are două la Tescani, e inavetist în trei puncte. Și ai trebuit să-i plătești circuitul Enăchești, Turluianu, Tescani. Care înseamnă aproape distanța de la Moineș la Berești. Da. Acum decideți. Dacă îmi permiteți, domnul primar, ce ar mai fi de gândit? Mă gândesc, deja ne-am rugat să ne gândim. Nu ar fi bună o hotărâre de consiliu prin care să se reglementeze cei care locuiesc în comună de Berești-Azlău, vor primi cheltuieri pentru deplasare la școlile din comună. Fără discuție. Și mai ales că, așa cum am stabilit și la Consiliul de Administrație, noi putem să discutăm în proces, să iau hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii, înaintea de Consiliul Local de Rești, asta, și atunci o hotărâre. Tot am discutat. Dacă mai are cineva de adevărat, dacă nu o să punem la vot, sunteți de acord? În unanimitate, mulțumim. Nu. De obicei, conform principiului pe care vi l-am explicat. Avem o acțiune. Așa? Nu. Sunt împotrivă. Împotrivă. Da, mulțumim. Voi trece la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare în anul școlar 2021-2022 pentru elevii din școala gimnazială Berești-Azlău. Prezintă domnul Ivan. Deci, raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare în anul școlar 2021-2022 pentru elevii din școala gimnazială de Berești-Azlău. Elevii de la cursurile de frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, burse de merit, de studiu și burse de ajutor social. Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrative teritoriale de care aparțin instituțiile de învățământ, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al doilea. Pentru elevi aflați în clasele de început al învățământului gimnazial, social sau profesional, respectiv, începând cu semestrul întâi pentru copii aflați în celelalte clase. Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familie cu un venit mediu, pe membru de familie pe ultimele 3 luni
cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile. Au minte generală peste 7 și nota 10 la votare în semestrul anterior, celui care se acordă bursă. Bursele de studiu sunt revizuite semestrial în funcție de modificări intervenite în veniturile lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor. Bursele de ajutor social se acordă elevilor la cerere în funcție de situația materială a familiei sau susținătorilor legale. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial în funcție de modificările subvenite în venitul mare ale familiei. Potrivit ordinului 5576/2011, sunt aprobate criteriile generale de acordare a burselor din învățământul pe universitate de stat. Și acum o să dau citire de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor scolare în anul 2021-2022 pentru elevii din școala gimnazială de Reștiu. Primarul Comunei Reștiu, Grețu Bacău. Având în vedere cererea 2614/11/2021 a școlii gimnaziale de Reștiu, referatul de aprobare 6233/16 primarul Comunei Reștiu, raportul compartimentul de specialitate 6234/15/11, ca bază legală, articolul 129 alineatul 7, articolul 14/9/17/2019 privind codul administrativ, prevederea articolul 82 și articolul 105 alineatul 1, litera C din legea 1/2011 privind legea educației naționale, articolul 45 și 20 privind criteriile generale la ordin Ministrului Educației, Cercetării Tineri și Sportul, numărul 5576/2011, privind aprobarea criteriilor generale a burselor elevilor în învățământul pe Universitatea de Stat. Propune. Se aprobă numărul de burse și cuantumul burselor în anul școlar 2021-2022 pentru elevii din școala gimnazială de Reștiu, Grețu Bacău, după cum urmează. Burse de merit. 45 în cuantum de 100 de lei pe lună, ori 3 luni, 13.500 de lei. Burse de studiu 15 în cuantum de 100 de lei pe lună, ori 3 luni la care se acordă 4.500 de lei. Burse sociale 30 de boală, 35 în cuantum de 100 de lei pe lună, ori 4 luni, 14.000 de lei. Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare revine Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale Berești Aslău, care va stabili criteriile specifice de acordare a burselor. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuielilor Comunei Berești Aslău, aferente anului 2021, respectiv 2022, în funcție de disponibilitățile bănești și alocațiile bugetare ale acestora. Cu ducerea la îndeplinirea prezentului hotărâri se încredințează primarul Comunii Berești și compartimentul financiar contabil și Consiliul de Administrație Școlii Gimnaziale Berești Aslău. Mulțumim, domnul Ivan, pentru cele prezentate. Dacă aveți întrebări, discuții pe marginea materialului prezentat, dacă nu supunem la vot, sunteți de acord? Vă mulțumesc. A fost votat. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Prezintă domnul. Ținând cont că mai rămân doar 20 și ceva de zile până la înființarea registrului financiar pentru anul 2021, pentru achitarea tuturor obligațiilor față de furnizor la data respectivă, avem nevoie de făcut următoarele modificări în ceea ce privește bugetul. Neavând alte surse de finanțare decât cele proprii, o să vă prezint raportul de specialitate care prevede această rectificare. Doamne și domnul consilier, vă să punem pe analiză și aprobare rectificarea bugetului anul 2021 și 2024, după cum urmează.
ca bază de legare legea 15 din bugetul statului anul 2021, legea 273 din finanțele publice locale, adresa coordinației ale Berești-Arzău, numărul 2693, din care se solicită bilet de căiță bugetare în cazul același capitol, necesitatea rechizitării bugetului local de anul 2021 și trimestrul 4, prin diminuarea contului 51.0103 10.0101, ceea ce privește un cont de salarizare cu sumă de 25.000 de lei, și a contului 67.0207.7.1.30, este cont de investiții din bugetul local, cu sumă de 200.000 lei, urmând a fi distribuit în contul de cheltuieli la partea de funcționare. În temeiul articolului 196, aliniatul 1, litera A, și articolul 197 aliniatul 1, din 1957-2019, privind codul administrativ, propune. În urma analizei expunerii de motive a primarei, considerăm că este oportun legal și legal efectuarea rectificării bugetului propunerii de azi. Propune spre aprobare rectificarea bugetului local pe anul 2021 și trimestrul 4 prin diminuări de credite în sumă de 450.000 de lei după propunerii de azi. Capitolul 51.0103.10.0101, 250.000 de lei. Capitolul 67.0207.7.1.30, 200.000 de lei. Propunem utilizarea și utilizarea sumei de 450.000 de lei pentru efectuarea următorilor cheltuieli. La capitolul 51, 6.000 de lei reprezintă facturi de activitate ce privește pești de schimb. La capitolul 51.205.30 reprezintă obiecte de inventar. La capitolul 51.30.000 de lei. La capitolul 51.20.30.30 avize PUC 55.000 de lei. La capitolul 51.01.03.20.01.03 contravaloare energiei electrică. La capitolul 51.01.03.20.01.09 reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii. La capitolul 67.50.20.30 reprezintă suma de 20.000 de lei pentru pomul de iarnă acordat copiilor. La capitolul 70.06.20.01.03 20.000 de lei reprezintă contravaloare energie iluminat public și așa mai departe. 70.06.20.09 reprezintă schimbarea a suma de 10.000 de lei pentru locuirea becurilor cu LED sau pentru achiziționare. La valoare este de 10.000 de lei. La 84.03.01.20.05 20.000 de lei reprezintă contravaloare combustibil pentru luna decembrie. Ținând cont că închidem până pe 15 ianuarie, nu mai putem face niciun fel de cheltuieli. 2. Propunem spre aprobare acordarea unei subvenții din bugetul local al public al României Verificată, în cuantum de 250.000 de lei, în vederea achitării prestațiilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiu întregii comunități. La bază, este HPL 61 pe care o să vă prezint imediat. Deci, pentru o salubrizare. Rectificarea bugetului local pe trimestru pentru anul 2021 și trimestrul 4, prin bilet de credit în cadrul acelui capitol bugetar, pentru școala gimnazială de Reștagru, este vorba de a lua la un aliniat 2004 suma de 3.000 de lei și duse la 2003 în vedere de echilibrie de cheltuielilor care au nevoie. Deci undeva mai mult, undeva mai puțin. Cu prevederile aliniatul 1, 2 și 3 se va actualiza bugetul pe anul 2021. Asta este prezentarea rectificării. Am spus că de la salariul va de la economii, în cauza că din anul 2019 și până astăzi, nivelul salariilor nu s-au majorat, că au rămas
la același nivel din 2019 și suma asta am considerat că ca economie s-o întrebuiți că nu avem alte resurse. Da. Mulțumim, domnule. Așteptarea cu sumă de 200.000 de lei, ca să nu am niciun fel de întrebare, este de fapt investiția pe care am aprobat-o prin hotărârea Consiliului Local, respectiv Căminul Cultural Bereștea Zău, care am început de documentație la CNN. Am finanțat investiții în anul 2021, minim de aia când încep sau nu se aprobă această investiție și trebuie să avem banii, iar la ora zacii și ca să nu stea banii bugetați în contul acestei investiții, am luat și folosim. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, discuții, imaginea celor prezentate de domnul contabil. Dacă nu, să punem la vot, sunteți de acord? Vă mulțumim. În unanimitate a fost votat. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenții din bugetul public local în vederea achitării restărilor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiu întregii comunități. Prezintă tot domnul contabil. Deci, raportul de specialitate privind acordarea unei subvenții, e normal, e normal, trebuie să citesc acest raport înainte, da. Deci, am amintit de... Avem centralizatorul. Da, privind acordarea unei subvenții din bugetul local, în vederea achitării efectuatelor efectuate de operatorii serviciilor de salubrizare în întregul, în beneficiu întregii comunități. Articolul 30 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, completările și modificările ulterioare, are la bază crearea acestui dotat legal, dar ne putem desfășura. Articolul 25 litera din legea 101/2006, a serviciilor de salubrizare a localităților, republicate și norme de metodologie de stabilire a rostarilor și modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciilor de salubrizare a localităților aprobate prin modul președintelui ANRSC, numărul 1/2007. Prevederile legii serviciilor de comunicare de utilități publice, numărul 51/2006, modificată și completată ulterior, situațiile financiar contabile trebuie încasările specifice interesante pe realist la dat 31/2021. În temeiul articolului 129 alinia 2 litera D, alinia 7 a litera I și articolul 39 alinia 3 litera C, din POU 57/2019, propunem spre aprobare acordarea unei subvenții din bugetul public al Comunei Bereștea Zău, în cuantum de 250.000 de lei, în vederea achitării prestate de efectuare și operatorii serviciilor de salubrizare în beneficiu întregii comunități. Chiar trebuie să vă prezint ca să fiți lăduriți cum că este o problemă foarte de serioasă. O să vă prezint evoluția debitor și ancasărilor către adicul ăsta și, de fapt, s-a creat această imposibilitate de a aplica din contul taxelor privind salubrizare de la persoane fizice și publice de la Comunul Bereștea Zău, a costurilor testărilor de servicii către adic. Valoarea totală până la data de 31.10.2021 a serviciilor, a costurilor serviciilor de salubrizare este de 476.388 de lei. Debitele restante din anul 2020, care s-au rostocolit în anul 2021, a fost de 262.978 de lei. Valoarea totală a debitelor de anul 2020, din data de 1 august, 2020, 31 decembrie 2020, 1 ianuarie 2021, până la data 31 decembrie 2021, este de 739.000,
367,75. Debite achitate la data de 31.10.2021 este din încasările directe, este de 262.978 de lei. Diferență de achitat, ca să fim la zi, este de 476.388 de lei. Menționez că la data din 19.11, deci data când am chiar prezentul raport, avem încasări în anul 2021 de 270.815 lei. Debite instituite de la persoane fizice și juridice prin legea bugetului local, prin aprobarea bugetului local și a planului de case, este de 370.631 lei. Debite din anii precedenți, 93.383 de lei. Total de încasare la data 31.10.2021, 464.011 lei. Încasări efectuate 270.115, care le-am prezentat. Diferență de încasat 193.196 de lei. Obligații de plată către ADIS. Obligațiile de plată din anul 2020, 262.978 și din anul curent, 477.388, total 739.367, diferență de debite de încasat, de diferență față de debite 262.978 de lei. Un sold în numerar care este din încasările la data de ieri, 7.137, deci necesară mai fi nevoie de 476.388. Recapitulația ar fi, de fapt, că noi mai rămânem de încasat față de această subvenție pe care v-am prezentat înainte, 193.196 de lei. Deci acordăm și subvenția de 250.000 de lei, am putut-o, că am luat-o din fondul de salarii. Și am zis, doamne, haide să salvăm, că vreau să nu se întrebă că și avem și informații de executare de la executori de Cătorești, prin care ADIS-ul ne-a dat spre executare. Și atunci pățim mai rău prin blocarea tuturor conturilor de funcționare și nu mai putem mișca absolut. Așa am vrut să vă prezint starea de fapt a acestui sector destul de spinos la ora actuală, dar considerăm că mai rămân și anul ăsta cu două săptămâni neachitate, în care să ne ducem până anul 2022 și tot la fel de prim de luni să achităm acestui restanț. Dacă puteți să se întâmplăm pe doar, să te mai mulțumim. Am fost să vă citesc și cadrul legal din legea, ca să nu fie niciun fel de denumirea asta de subvenție, este puțin interpretată. Și am să vă citesc articolul 25 din legea 101/2006, la articolul 25 alinea spune: recuperarea integrală de către operator prin tarife, taxe speciale sau după caz subvenții de la bugetul local a costurilor de operare și a investițiilor precum înființare, reabilitare, dezvoltare sistemului de salubrizare. Deci, practic, această subvenție, ca denumire, a luat din legea salubrizării, în care ne putem prevăla să finanțăm această sursă. Da. Mulțumim pentru cele prezentate. Dacă sunt întrebări, discuții pe marginea materialului. Da, aș vrea să intervin puțin și eu aici, pentru că, într-adevăr, este una dintre cele mai mari probleme la momentul de față. Suntem între Ciocan și Nicovală, pentru că în momentul în care, de fapt, nu plătim, exact ce spunea și domnul contabil, somația există și am putea să intrăm în executare silită, ceea ce ar întrerupe orice fel de finanțare pe orice fel de activitate din în cadrul OAT-ului. În același timp, e un paradox, pentru că prin acordul sau prin contractul pe care s-a realizat acum câțiva ani, vreo 8 ani, taxa de
salubrizare este stabilită conform unui grafic, e o taxă stabilă și fixă pentru toată lumea, din mediul rural și mediul urban, aceeași taxă, și indiferent de cantitate. Atunci așa era, nu era indiferent de cantitate. A intervenit o ordonanță de urgență, 42, care spunea că plătești cât produci. Ceea ce frizează ridicol, pentru că nu știu, nu-l văd pe cel care să meargă cu cântarul în mână și să cântărească fiecare pubelă sau fiecare container, mai ales că avem și containere comune, cele pe care eu am propus și cred că o să și executăm cât de curând zilele astea, să le și strângem în așa fel încât să nu mai existe acele pubele, acele containere mari, în care fiecare se duce și deșartă tot ce cetățenii nu înțeleg. Adică va mai dura mult până când vom ajunge la un grad de civilizare, în așa fel încât să-și arunce doar gunoiul menajer în acele pubele și nu gunoiul din graj, de la maturătura din curte și așa mai departe. Va mai dura. Nu putem să încasăm mai mult, pentru că nu putem să stabilim, să mărim taxa de încasare deocamdată, în condițiile actuale. Și din această cauză trebuie să apelăm la această modalitate de subvenționare, pentru că este un interes public și nu putem să oprim colectarea deșeurilor, că am putea să zicem, doamne, nu mai luați număr, până că noi nu putem să plătim. Vă dați seama ce s-ar întâmpla și ce s-ar regăsi pe pâraie și așa se mai aruncă și se, nu, e greu de stăpânit. Dar în condițiile în care nici nu îi iei. Sau îl iei cu cântarul. Și atunci el, în diferența de cântar, el îți pune o punguță la poartă și restul și-l aruncă în pârâu. Un lăbăr. Așa e simplu, doamne. Urmăriți, poliție. Cum poliția, dacă îl urmărește, a avut un caz la Prițaga, care un băietan chiar nu mi-a plăcut de el, a pus pe, mi-a transmis pe mail, că nu știu care cetățean a aruncat, imediat s-a dus un vice poliție, l-a găsit, l-a măsurat cu el. Deci posibilități sunt, că încă nu este treaba făcută foarte bine nici din punctul nostru de vedere. Pentru că ar trebui verificat la mănunt și gunoiul pe care îl aruncă fiecare. Taxele, la momentul de față, sunt 2 miliarde de încasat taxele de la populație. Sperăm că acum, odată cu finalul de an, să cetățenii să mai vină o mare parte dintre ei să-și achite taxele măcar la sfârșit de an, dacă la început de an. Sunt somați mulți cetățeni. Eu am toată situația celor care nu și-au achitat salubrizarea și sunt cetățeni care nu și-au achitat-o de an de zi. Să somăm încă o dată și apoi să treacă și la sancțiuni de chestia asta. Repet, e o situație care, de fapt, nu e numai la noi, e generală. Poate tot județul se plânge de așa ceva. Marian e aici și știe despre ce e vorba, că peste tot e același lucru. Oricât ei mă strânge. Până când nu apare puțin și la mansardă ideea de a fi, a te respecta pe tine și ai respecta și pe ceilalți, educați, sigur. E greu, da? E bine că e făcut un început. Noi am avut control și de la Garda de Mediu, în general, cu mici excepții, inerent, lucrurile sunt ținute sub control acolo unde sunt depozite. Și aici o întreagă învălmășeală de reglementări, că omul își demolează o locuință, anex. Unde s-a luat gunoiul respectiv? El abia reușește să demoleze cu niște bani pentru o cocioabă întreaga care să se cadă, ca să vină nu știu ce firmă și nici Romprestul, de exemplu, nu strânge intermită și așa mai departe.
să o mănânci nu merge, că e toxică. Da, mă rog, astea sunt toate. Și de-aia am renunțat acum, practic, vă dați seama că dacă lucrurile m-ar fi mers normal, 2 miliarde de mari, le puteam folosi. Terminam o parte din branșări, sau altfel. Da. Până la urmă, și ăsta este tot un obiectiv al comunității și trebuie să-l îndeplinim. Da. Aici trebuie să lucrăm cu toții mai îndeaproape, la a educa și a discuta cu oamenii, fiecare în sectorul în care sunteți, și lămuriți încet, încet, cu frumos, ca omul să-și dea seama că e spre binele nostru al tuturor. Asociație. Cum? Asociație. Da, corect. Comunității. Da. Dar persoanele care nu au achitat de ani de zile cu noi, scoate apar. Da, bineînțeles. Da. Păi de-aia au avut somații. Acum revenim cu încă un rând de somații, dacă vedem că până la finalul anului nu vin să-și achite, și revenim cu încă un rând de somații, după care vom lua măsura ca pe fiecare, adică pe fiecare locuință în parte, în cazul în care nu și-a achitat, îl debranșăm, cum ar veni, de la colectare. Și în același timp urmărit ca pe o listă specială, pentru că tot aruncă gunoiul, domnul nostru. Și atunci urmărit și știm foarte clar, în satul Uis, Ghiță, Gheorghiță, da, aruncă gunoiul, trebuie să-l arunce undeva. Și atunci plătește mai bine o amendă mai zdravă, da, decât... Da. Mulțumim, domnul primar, pentru intervenție. Dacă mai are cineva de adăugat ceva, de întrebat ceva, dacă nu, supunem la vot. Sunteți de acord? În unanimitate a fost votat. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă pe durata a 10 ani a unui spațiu public al Comunei Gărești-Azlău în vederea amenajării unui cabinet stomatologic. Prezintă domnul secretar. Raport de specialitate cu bine aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă pe durata a 10 ani a unui spațiu cu suprafață de 58,85 metri pătrați, liber de sarcini economice și sau juridice, parte din domeniul public al Comunei Gărești-Azlău, în vederea amenajării unui cabinet stomatologic. Potrivit prevederilor UG57/2009 și codul administrativ, constituie patrimoniul al unității administrativ-teritoriale, bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și privat, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, Consiliul Local al Unității Administrativ-Teritoriale hotărând închirierea acestor bunuri în condițiile legii. În conformitate cu prevederile la 14 din 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a comunelor se face numai cu aprobarea Consiliului Local prin licitație publică organizată potrivit prevederilor legale. Spațiul propus spre închiriere este situat în incinta imobilului situat în localitatea Berești-Azlău, respectiv Școala Vechi, aflat în domeniul public al Comunei Berești-Azlău. Acesta dispune de acces separat de restul clădirii, este format dintr-o încăpere, un hol și două grupuri sanitare, în suprafață totală de 58-85 metri pătrați, și poate fi folosit pentru amenajarea unui cabinet stomatologic. Considerăm oportună aprobarea închirierii acestui spațiu în scopul amenajării unui cabinet stomatologic, având în vedere avantajele pe care acestea le oferă cetățenilor din această localitate, care în prezent nu pot beneficia de servicii de specialitate în domeniu. În prezent, spațiul este liber, motiv pentru care considerăm că este oportună atragerea unor fonduri la bugetul local provenite din plata chiriei și a impozitului. Având în vedere cele expuse mai sus, o să dau citire proiectului de hotărâre
privind încheierea, având în vedere cererea depusă de doamna Cota Mihaela, medic dentist cu domiciliu în Bacău, la primăria Bacău, prin care solicită încheierea unui spațiu din domeniul public sau privat al comunei în vederea amenajării unui cabinet somatologic, referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, studiul de oportunitate și raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Arbănaș Mocanu Vasilică Dorin, în conformitate cu prevederile articolului 332, 348 și 362 alineatul 3 din 1057 pe 2019 din codul administrativ, articolul 1777, 1823, art 2009, art 2010, alineatul 1 și art 2011 și 2013 din legea 287 pe 2009, republicată cu modificările și completările ulterioare, legea 5091, republicată, art 31 din legea 273 pe 2006 privind finanțele publice, art 282.1 din legea 571 pe 2003 privind codul fiscal, în temeiul articolului 136 din 1957 pe 2019 privind codul administrativ, propunem însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Arbănaș Mocanu Vasilică Dorin privind încheierea unui spațiu în suprafață de 58-85 metri pătrați din imobilul situat în localitatea Bereș-Tanjlău, aflat în domeniul public al comunei Bereș-Tanjlău, pentru amenajarea unui cabinet stomatologic. Aprobarea proiectului de sarcini și studiului de oportunitate privind încheierea prin licitație publică deschisă pe o durată de 10 ani a unui spațiu în suprafață de 58-85 metri pătrați, liber de sarcini economice și sau juridice, parte din domeniul public al comunei, situat în satul Bereș-Tanjlău, conform anexei 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Taxa de încheiere anuală, preț minim de începere a licitației, va fi de 35,40 lei metru pătrat pe an. Taxa va fi indexată anual în funcție de valoarea lei euro, cursul de urmărire BNR, înregistrat... 35 de euro. Nu. Lei? Lei. Pe lună, pe an. E metru pătrat pe an. Da. E metru pătrat pe an. Pardon. Așa. Se stabilește garanția de participare la licitație la nivelul contravalorii a două chirii, respectiv 347 de lei pentru fiecare ofertant, iar taxa de participare nerambursabilă este de 250 de lei. Primarul Comunei Bereș-Tanjlău va numi comisia de licitație în vederea încheierii spațiului sus menționat, care se va ocupa de organizarea procedurii de licitație cu respectarea normelor legale în vigoare. Se mandatează primarul Comunei Bereș-Tanjlău, domnul Turpan Dumitru, ca în numele și pentru Comuna Bereș-Tanjlău să încheie, să semneze contractul de încheiere cu ofertantul declarat câștigătorul licitației de către Comisia de Licitație. Mulțumim, domnule secretar, pentru cele prezentate. Dacă sunt întrebări, propuneți în acel materialul prezentat. Da, vă rog. Deci, înțeleg că avem o cerere depusă de către doamna doctor pentru închirierea spațiului și apoi trebuie să organizăm o licitație. Ok.
Și suma, din ce am înțeles, ar fi 2000 de lei pe lună sau 2000 de lei pe an? Că am calculat la metru pătrat. Și ar da 2000 de lei pe lună sau 2000 de lei pe an? Eu știam de prețul de plecare de 1700 și ceva, 1750 de lei pe lună. Cam așa e. Din evaluarea... Da, da, din evaluare, da. Noi nu putem să merge sub evaluarea făcută da. De evaluatorul. Acesta e prețul de plecare. Da. Practic s-a fost menționată la un doctor cererea și la cererea ei, că nu putem să explicăm asta și în condițiile în care să scriu și alții, nu ceva de lume. Va fi publicat. Da. Dar se publică în monitoare, în ziare, da. Nu? Este procedura standard. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, supunem la vot. Aici eu iarăși numai un pic, să nu uităm, normal, trebuie prevăzut, dar asta cred că va fi ca o clauză contractuală. Că în condițiile în care titularul, cel care va câștiga licitația, solicită prelungirea contractului, dar asta e în clauză la contract. Da. Nu pot să zbor 10 ani, voi gata, a terminat. Să se vede posibilitatea să continue. Da. Da. Deci, punem la vot, dacă sunteți de acord. Nu am nimic de vot, votați și acest punct. Deci, mai următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale, Comuna Berești-Azlău, pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău, din data de 06.12.2021. Prezintă domnul secretar general. De fapt, dumneavoastră v-ați obișnuit ca la o lună, la două luni, să supun spre aprobare desemnarea reprezentantului pentru ședințele de la Craba Adip. Acum iar au ședință în decembrie și vor din nou să desemnăm reprezentantul care să voteze pentru în ședința lor acolo. Da, să vă dau citire direct proiectului de hotărâre. Pentru sau împotriva? Da. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al OATB Berești-Azlău în ședința adunării generale a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6.12.2012. Cadrul legal e același. Da, cadrul legal e de la... nu au schimbat nimic. Având în vedere adresa lor cu care le vin. Prin care solicită adoptarea unei hotărâri care să desemneze reprezentantul și să semneze pentru în ședința din 6.12.2021. În temeiul articolului 129, 127, 154 din codul administrativ propunem Consiliul Local al Comunei Berești-Azlău, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, acționarului SC Craba S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SC Craba S.A. să voteze pentru în adunarea generală ordinară a acționarilor SC Craba S.A. din data de 6.12.2021 la hotărârile prevăzute la punctul 1 al ordinii de zi, comunicate de către SC Craba cu adresa 13038 din 3.11.2021. Reprezentantul vostru știți că este domnul Măciucă Vasilică, da. Pe care așa, el o să meargă, adică nici nu merge.
se suportează online. Mulțumim, domnule secretar, pentru cele prezentate. Dacă mai aveți întrebări, discuții, marginea materialului. Dacă nu, supunem la vot. Sunteți de acord? Vă mulțumesc, în unanimitatea voastră. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri mobile și imobile, proprietate publică și privată a Comunei Berești-Aslău, către Școala Gimnazială Berești-Aslău. Prezintă... Raportul de specialitate privind darea în administrare a unor bunuri mobile și imobile, proprietate publică și privată a Comunei Berești-Aslău, către Școala Gimnazială Berești-Aslău. Deci, dată cu fuziunea cele două școli și rămânând o singură școală cu personală către juridică, Școala Gimnazială Berești-Aslău, cred că este oportun ca să facem această schimbare. De fapt, este și o recomandare a Curții de Conturi în ceea ce privește inventarierea unor bunuri și imobile, proprietate din Comuna Berești-Aslău, deci Consiliul Local al Comunei Berești-Aslău. Și cu această ocazie, facem o distinție corectă asupra ce avem în proprietate și ce dăm în administrare altor instituții, cu bugratei, bineînțeles. Deci această administrare a fondului 800, practic, din contabilitate, prevede acest lucru. Exemplificare tuturor bunurilor care fac obiectul proprietății mele, dar sunt date în administrare unei altor instituții cu personalitate juridică, tot din domeniul public. În speț, am procedat acum, că este și perioada în care vor începe activitățile de inventariere pentru anul 2021, în luna decembrie, și s-a reîntrise această mișcare a tuturor bunurilor mobile și imobile care se vor duce printr-un protocol clar în administrarea școlii Berești-Aslău. Deci, având în vedere prevederile articolului 112 al legea 1 privind legea educației naționale, modificări și completările ulterioare, din codul civil avem articolul 867 și 839 din legea 287/2000 din codul civil. Prevederile din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ, la articolul 287, 129, 298, 299 și articolul 300, întemeie articolul 233 alineat 1639 din ordonanță de legea 57 din codul administrativ, propunem darea în administrarea școlii gimnaziale Berești-Aslău, unitate cu personalitate juridică, a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică și privată a Comunei Berești-Aslău, astfel cum sunt prinse și identificate în anexa 1 la prezenta hotărâre. Anexa 1 la această hotărâre prevede care va fi semnat de către președintele de ședință, cuprinde inventarierea tuturor bunurilor mobile și imobile. Ce reprezintă asta? Toate clădirile care reprezintă cutitul de școală, în care sunt active la ora actuală, reprezintă toate împrejmuirile, reprezintă toată baza sportivă, reprezintă toate grupurile sanitare, unde au fost făcute investiții, terenurile care sunt alocate școlilor și așa mai departe. Eu nu o să le citesc acum rând pe rând, că le-au evacuat un număr de inventar, sunt publice în 7 pagini și nu cred că vă interesează ce denumiri au. Dacă vă interesează, nu le citesc. Dar școlile cu tot ce e nimeni. Tot ce e nimeni. Deci ele se duc cu titlul gratuit, se duc în administrarea școlii. Iar valoarea totală a acestor bunuri, actualizată la data respectivă, este de 10.406.676,43 lei. Deci asta este valoarea totală a bunurilor transferate din, de la noi, ca proprietare, în administrarea școlii. Noi, de fapt, administrăm același buget. Noi administrăm un buget agregat în care sunt cuprinse bugetul localul Comunei Berești-Aslău și bugetul școlilor, cumulate tot prin noi să facă aceste raporte. Dar ele trebuie să fie cuprinse într-un district
ca bun exemplu de administrație. O să vă citesc la articolul 2. Darea în administrarea bunurilor și imobilelor menționate la articolul 1 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul comunei Bereștiu și directorul școlii din Mazăria de Bereștiu, conform modelului anexat în anexa 2, care face parte integrală din această hotărâre. Am conceput și acest model de contract de dare în administrare către școli, care este un contract bilateral încheiat între instituția noastră reprezentată de domnul primar și școala reprezentată de domnul director. Este cu dreptul și obligații, cu tot ce reprezintă. De fapt, acest model de contract de dare înseamnă care va deveni obiectul contractului principal. Se va emite cu o dată de mâine, de exemplu, după ce am stabilit predarea acestui patrimoniu către școală, pe cum s-a încheiat în baza oferirii Consiliului Local în domnul din viața. Și am dreptul și obligații, cine se dă, ce dreptul are școala, cum administrează bunurile, ce păstrează, ce le... și așa mai departe. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosința și dispoziția asupra bunurilor preluate, în considerare și în limitele precizate de predare de mire. Mulțumim, domnul contabil, pentru cele prezentate. Sunt întrebări, discuții pe marginea materialului prezentat. Dacă nu, supunem spre aprobare, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc, în unanimitate a fost votat și acest punct. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi, probleme diverse. Dacă vreți să vă înscrieți, să luați cuvântul. Dacă nu sunt probleme, încheiem ședința. Vă mulțumim pentru participare.